Vă mulțumim foarte bine! Succes! Am să fac o scurtă declarație, dacă îmi permiteți. Vreau să vă spun că sunt foarte onorată pentru acest vot, sunt foarte bucuroasă. Cred că... Vă rog să mă lăsați să fac un mesaj pentru români. Mă lăsați să fac o declarație. Aș vrea să spun că acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sistemul de justiție român. Acest vot este pentru toți cetățenii din România care în ultimii ani au susținut lupta corupția și au susținut statul de drept. Este un vot pentru toți procurorii și judecătorii din Europa care lucrează sub presiune. Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut. Și noi vă mulțumim. Aștept decizia decidenților europeni. Pot doar să vă mai spun că m-am înscris singur în această procedură. M-am înscris ca procuror, ca profesionist. Nu am avut sprijinul guvernului de la București. Nici nu l-am cerut, nici nu l-am așteptat și nici nu l-aștept. Sunt onorată că am trecut prima în urma interviului susținut cu Comisia Tehnică. Sunt onorată pentru votul de astăzi. Dar trebuie să așteptăm decizia care se va lua de către politicieni. Va fi o decizie politică în urma unor negocieri între Consiliul și Parlamentul European. Deci ceea ce a făcut, ceea ce a depins de mine, eu am făcut. Încă o dată vă mulțumesc tuturor celor care m-ați susținut, au fost foarte importante. Doamna Grapini a încercat Doamna Grapini a încercat să vă fure votul. Ce părere aveți? Europarlamentarii europeni. Am să mai fac o scurtă precizare, după care să permiteți să... Numărătoarea. Aș vrea să vă spun că sunt alături de colegii mei, procurori și judecători. Pentru tot ce se întâmplă în aceste zile, justiția din România este ceva extrem de grav. Este un protest prin care colegii mei și-au suspendat activitatea. Se luptă cu îndârjire împotriva subordonării justiției de către politici. Se luptă cu îndârjire împotriva adoptării unor modificări legislative care contravin normelor europene, contravin tuturor recomandărilor făcute de Greco și Comisia de la Veneția. Altceva în plus... Să rămân la și noi. Mult noroc, doamna Chioveși! Stai gata! Și ne-ar face mare plăcere dacă ați fi alături de noi și mâine, la ora 18:30, la clubul expirat. Mulțumesc frumos de invitație! Îmi doresc să ajung acasă la familia mea. Mulțumesc. Și vă rog să mă lăsați să... Vă mulțumim încă o dată! Să știți că suntem alături de dumneavoastră! Gata, mă, faceți loc, mă! Cum am fost întotdeauna! Mulțumesc! Pentru justiție! Nu pentru corupție! Mai faceți loc, faceți loc! Gata, e ok. Felicitări!